Dragele mele, astăzi am făcut un sote de ciuperci foarte gustos. Cum am procedat, dragele mele? Deci, dacă aveți ciuperci mai micuțe, le spălați și le tăiați. Vedeți, Julie. În cazul în care ciupercile sunt mai mărișoare, le decoșiți și le tăiați. Deci, eu, cum au fost ciupercuțele mai micuțe, le-am spălat și le-am tocat. Apoi, Într-o tigăiță am pus un pic de ulei, un pic de usturoi, cățel de usturoi tăiat și am dat drumul la aceste ciupercuțe. Le-am dat drumul, le-am lăsat foarte puțin, deoarece ele sunt foarte uh, fragile, cum s-ar spune, și se fac foarte repede. Deci le lăsăm, să zicem, 5 minute în tigăiță. Și după aproape când sunt gata ele, le dăm cu un pic de pătrunjel. Punem un pic de pătrunjel deasupra, în în tigăiță în acel moment. Le potriviți de sare, bineînțeles, de piper și cam asta e, dragele mele. Cam asta e soteu de ciuperci, dar este foarte delicios, pentru că în acel ulei fiind ferbinte și cu acel usturoi, acel usturoi uh, intră în aceste cipercuțe și îi dă un gust deosebit. Chiar și pătrunjelul și piperul, sarea, deci ies foarte, foarte gustoase. Și simplu de făcut. Este o, o mâncare dietetică și plăcută la gust. Se poate mânca aceste cipercuțe alături de un pilaf sau o bucățică de carne, sau chiar așa. Deci fiecare cum dorește. Acum ce să vă mai zic? V-am zis și de acest preparat simplu și rapid. Deci o mâncare simplă și rapidă și o să ne mai auzim și cu alte rețete. Vă pup o mama dulce și vă doresc tot binele din lume. Să auzim de bine! Pupici cu sclipici!